Ei, ciao! Vreți să vedeți cum arată cel mai bine niște lalele? Lalele le arată cel mai bine cu crengi. Am aici niște lalele galbene cu lalele portocalii, lalele orange, le-am numit eu, și vreau să fac un buchet destul de simplu cu aceste lalele, bineînțeles, cu crengile mele maro de mesteacă. Ideea asta cu crengi și lalele, eu o promovez de mult, de foarte mulți ani, cred că peste 15 ani, de când făcusem eu un buchet drăguț cu lalele și mulți salix, mulți mulțișori, dar de atunci, în toți acești mulți, mulți ani, este unul dintre cele mai vândute buchete la noi în perioada de primăvară. L-am văzut pe Mușo recent cu un buchet de lalele galbene și cu salix cu mățișor. Am permis să comentez că, din punctul meu de vedere, au pus prea puțin. Au pus prea puțin pentru că cred că au folosit din aia cumpărați din Olanda. Eu folosesc mățișori românești, mulți, adică consistență, se vadă că sunt mățișori destul de mulți pentru că sunt un simbol al primăverii. La noi, în România, cel puțin. Multă lume văd în... Eu sper să ajut prin ceea ce spun aici și să dau idei, nu să critic. Numai că mă leg eu de Mușo. Cei care mă cunoașteți știți că sunt distractiv așa. Serios vorbind, atunci când, într-un buchet de genul ăsta, vrei să pui în valoare două elemente, respectiv lalelele și crengile, ține cont de faptul că ai nevoie de multe crengi. Nu pune două, trei crenguțe și numai lalele, pentru că nu știu cum să mă exprim. Proporția între cele două elemente nu este una destul de echilibrată. Mai mult decât atât, odată ce l-ai făcut și l-ai adus până la nivelul ăsta, poți să vii foarte generos cu o bordură suplimentară de crengi sau de salix pe lateral. Adică să-i dai și mai multă consistență. Tu astfel îl faci pe buchetul tău mai complex, mai deosebit, mai solid, mai plin cu textura crengilor, care îl face mai complicat. În ce mă privește pe mine, eu știu lucrurile astea pentru că le-am experimentat de foarte mult timp și mai ales la partea asta cu lalele, care sunt destul de greu de așezat în buchete în general, pentru că pleacă după lumină, pentru că se curbează, pentru că se moaie, pentru că au o viață a lor. Ideea cu crengile mi-a venit și este recomandată și din punct de vedere al utilității buchetului și al faptului că creanga, fiind multe, crengile fiind multe, susțin lalelele și nu le lasă să se plioștească sau să trece la plimbare. Este ceea ce numim noi în floristică rolul decorativ al unui element sau rolul util. În acest caz de buchet, creanga mea este și decorativă, pentru că e frumoșică, maro, cu iz de primăvară, dar este și utilă. În buchetul meu, crengile cu cât sunt mai multe, cu atât mai mult îmi ajută lalelele să stea drepte la locul lor unde le-am pus eu. Și să știți că este un buchet fără verdeață. La buchetul ăsta nu am cum să-i atașez ambalaj. Glumim, vorbim, ne sfătuim despre ambalaj, neambalaj. Efectiv, nu pot să-i pun ambalaj. Din punct de vedere al protecției față de frig, stați așa că este deștept. Urmează să vă spun. Taleaua, ca și floare, este specifică perioadei de primăvară. Ca și rezistență la frig,
fiți atenți că la lelele, zambilele și poate frezile nu, dar la lelele și zambilele sunt rezistente la temperaturi foarte joase. Adică, dacă un buchet cu trandafiri, mini-roze, lisianthus, flori fine, hortensie, nu am curajul să-l scot în neambalat, neprotejat de frig, nu am curajul să-l scot afară la minus nu știu câte grade, e, la lelele astea am curajul să le scot afară, pentru că știu că nu le prinde frigunghețul foarte repede. Sunt rezistente la frig. Sper să vă placă ideea mea de buchet cu lalele. Eu vă mulțumesc frumos pentru că mă urmăriți. Sper ca ceea ce eu fac aici să vă fie util. Comunicați cu mine, scrieți-mi în comentarii, dați-mi feedback-uri și hai să ne vedem data viitoare cu alte floricele frumoase. V-am pupat! Spor la treabă fiecare ce faceți azi!